Salutare, prieteni! Bine v-am găsit la un episod. După cum vedeți, suntem la iepuri și azi o să vă mai prezint iepurii mei. Să începem cu cușca asta. Aici iepuroaica achiziție. Le-am dat cu urechi. Am hotărât să-i dau și ei concentrate până o să o dau la iepuroi, să se dezvolte mai bine. Apă. În cușca următoare e iepuroica albastră. Trebuie să fete mâine și se îndeplinește termenul. Are și apă. De fiecare dată iepuroica asta când îi bagă paie, adică în fiecare zi, le aruncă pe aici prin cușcă. Nu știu de ce. Aici jos e iepuroica de uriaș. Și aici e urechilă. Peste o lună o să-i dau un tund ăsta concentrate, că până am, adică și acum îi dau o cană din asta, fiindcă e mai micuț un pic săracu și na, e cam prea multe concentrate. Aici e proaica asta, mănâncă și ea. Pe data de 29 trebuie să fete. Jos iară e bătrânul iepuroi. Bun, prieteni, dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați un like, un subscribe, să aveți baftă la urecheați. Cu voi a fost Mario și până data viitoare, v-am salutat. Pa, pa!